Infractorii cibernetici dau lovitură după lovitură. O nouă metodă a fost pusă la punct de hacker, prin care victimele sunt lăsate fără bani în conturi. Profită de naivitatea vârstnicilor și păcălesc oferte tentante, de la cadouri pe care le pot ridica instant și până la investiții în companii de stat. El este Costel Eva, un pensionar din Argeș. Niciodată nu și-a imaginat că într-o fracțiune de secundă poate pierde agoniseala de o viață. A trudit ani, a fost brutarul familiei Ceaușescu, iar acum este plimbat de la o secție la alta de poliție pentru a recupera banii care au ajuns în mâinile infractorilor. Un singur click pe un link fantomă l-a dus la sapă de lemn. Sunt banii de voluntare, bani de bătrânețe, alți bani în România. Am lucrat cinstit. Banii sunt de muncă cinstită, am lucrat în planificație. Familia Ceaușescu mânca pâine, dar unde lucram eu? Undeva răspundeam de ea. Infractorii gândesc și alte metode, toate menite să le ia banii victimelor. Recent a fost descoperită tactica ridicării coletului neexpediat. Nu am putut efectua livrarea coletului dumneavoastră, așa începe mesajul care este transmis către utilizatorii cartelelor prepay. După ce au captat atenția potențialelor victime, infractorii cibernetici atașează și un link. Odată accesat, oamenii sunt victime sigure. Acolo se solicită achitarea unei taxe de 10 lei pentru reexpedierea pachetului, iar când datele sunt introduse, din contul bancar este retrasă automat suma de 530 de euro. Potrivit datelor, numai în anul 2023 s-au înregistrat peste 5.000 de plângeri depuse de persoane care ar fi fost păcălite de hackeri, numărul fiind în creștere față de 2022. Pe lângă aceste reclamații sunt și persoane care aleg să nu sesizeze poliția și să accepte paguba. Cei care cad în plasa hackerilor riscă să rămână pentru totdeauna fără bani. Acțiunile infractorilor sunt bine criptate și foarte greu de urmărit de către anchetatori. Nu avem până acum suficiente elemente ce țin de logistică pentru a putea identifica în timp real astfel de autori și pentru a reuși să-i tragem la răspundere. Este foarte important și pentru victimă ca aceasta să dea, să ofere organelor de cercetare penală toate informațiile pe care le dețin. Trebuie reținut că niciodată banca, operatorul de telefonie mobilă, furnizorii de electricitate, cablu sau internet nu vă vor cere datele personale sub forma unor mesaje scrise sau e-mail-uri. Așa că de fiecare dată când vedeți un astfel de mesaj, nu acționați.